Salvare contra cronometru în metroul din New York. Un polițist ajutat de un bărbat au salvat un om care a căzut pe șinele metroului după ce și-a pierdut cunoștința. Incidentul s-a petrecut într-o stație de metrou din cartierul Bronx. Unei persoane i s-a făcut rău și a leșinat pe șinele de metrou. Cei doi bărbați, unul dintre ei polițist, au sărit pe șine și au reușit să scoată victima în timp util. În imagini se vede cum salvatorii urcă înapoi pe peron cu doar câteva secunde înainte ca trenul să ajungă în stație. Momentul a fost aplaudat de călători. Departamentul de poliție din New York a postat întreaga scenă pe Twitter. Acolo au spus că polițiștii lor nu ezită să acționeze atunci când un cetățean se află în nevoie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit datorită intervenției prompte a celor doi bărbați.